bine v-am găsit la prof. Laura, în pregătiți de matematică. Așa este. Bine vedeam. Se consideră șirul de operații. Plus minus 1. Fie șirul de operații. Plus minus 1. Plus minus 1, așa, da? Nu, plus, sub plus minus. A, în cele două variante, da? Plus minus 1. Plus așa. Minus 2. Plus minus 2. Plus minus 3. Plus minus 3. Plus minus puncte, puncte, puncte. Plus minus 9. Da. Plus minus 10. Așa. Faceți o alegere a semnelor plus și minus, astfel încât șirul operațiilor să conducă la A, 55. Deci, ce semne să punem așa încât la, să fie egal o dată, A mic? 55. B mic. B mic. 37. 37. C mic. Plus 5. Plus 5. Minus, D minus 5. Minus 5. E minus 19. Și E minus 19. Da. Păi 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 până la 10 și urmă cea 55. Deci tu știi asta din ce ai vocal și calcul, da. Din experiența ta de elev de până acum, știi bine că 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 10 egal cu 55, pentru că conform lui Gauss, primul plus ultimul, oricâte se dele, da? Și știi bine că vine 5 ori 11 și face 55. Da? Sunt 5 echipe de câte 11. Una, a doua este aceea, a treia cu, cu cine cu 8, 4 cu... Da. Și 5 cu 6 ultima echipă și face 55. E adevărat. Deci, la o prima chestiune am dat răspunsul. Deci, toate cu plus. Da. Pentru 37. Păi știm că 1 plus 2 până la 10 fac 55. Da. Dacă scădem 10, punem în loc de plus, punem minus, va veni 45. Nu, e bun. Ne trebuie 37. 55 minus 37. Ce faci, Toma? Vezi care-i pierderea, da? Da. Deci din 55 el face calculul. 55 minus 37. Și face? 18. Deci ai o pierdere de 18. Dacă ați fost adunați toți, ai fi avut cu plus toți, ai fi avut 55. Faptul că îți rămâne numai 37 înseamnă că pierzi un 18. Da. Adică, din cine ai putea compune pe 18, ca fiind cu minus aceea? Adică minus 18. Ca să dea minus 18. Păi ar fi minus 9, minus 8 și minus 1. Minus 9, minus 8 și minus 1. Deci minus 18, minus 18, egal cu minus 9, minus 8 și minus 1. Da, minus 9, minus 8, minus 1. Și iată-te pe tine în stare să spui că și acesta le-ai, l-ai rezolvat. Și anume ai pe primul cu minus 1. Vă pot să spun 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 10. Și pe aia să pun minus 1, minus 8, minus 9. Dar acum, dacă autorul a dat așa plus minus, le luăm și noi. Okay. Din motivul ăsta. Minus 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 7 minus 8 minus 9, 9 plus 10. Plus 10 egal cu 55. Foarte tare ideea în sine aici, nu? Deci tu spui, văd câtă pierdere am, adică care e numărul negativ, da. Ca sumă a numerelor. Și atunci, pe minus 18 ăsta, cum îl putem gândi ca, iată știi, semn la algebră, minus, 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 minus. 3 da. De minus, 4 de minus, mai aș fi mai avut o altă variantă, oare? Da.
E de mai altă variantă, pentru minus 18. Pentru minus 18? Da. 7, minus 7, minus 3, minus 8. Minus 3, minus 8. Minus 10, minus 8, minus 18. Da. Și putem să fac și cu 6. Oare câte variante ar fi? Iată, din nou ne fuge mintea. Nu ne mulțumim să dăm un răspuns. 9 variante. Tu zici că 9. Păi pentru una sunt 3. Deci vezi tu, dacă l-ai pe minus 9 și îl ții de bază, aici poți juca... Cu 8 și 1 am 2. 8 și 1? Da. Mai ai încă altul. Țin-l pe 9 de bază. Păi acolo la prima sunt 9. 7 variante. Și 2. Da. 7 și 2. Sunt multe. Păi vezi, hai să le aflăm. Păi ar fi foarte tare chestia. Aici mi se pare problema foarte frumoasă. Deci a fost două etape aici. Care-i diferența? Și după ce am văzut diferența, am zis, hai să-l vedem pe toate variantele. Păi o să fie... Mai întâi luăm pe 9, după aia juglăm cu ultimele două. După aia luăm pe 8, juglăm, deci, juglăm cu ultimele două. Vrei să încercăm? Deci minus 18 ăsta este egal cu minus 9, minus 8, minus 1. Sau egal cu, lăsând pe minus 9 de bază, minus 9, minus, minus 7, minus 2. Tot minus 9 lăsăm, minus cât acum? Minus 6. Minus 6. Să vine 15, 3, minus 3. Păi vezi ce fac eu. 7 și cu 2 fac 9, 6 și cu 3 fac 9. Sau minus 9 și... Minus 9, minus 5, minus 4, minus, da. 9, minus 4, minus 5. Stai, dar minus 4, minus 5, scăderea aceea nu mai continuă, că e comutativă. Deci, minus 5, minus 4, gata, și am oprit aici. Acum când am ținut pe 9 fix, da. Hai să luăm pe minus 8, dar mai scădem lui de aici de bază, minus 8. Minus 8, minus 9, minus 1. Minus 8, minus 9, minus 1 este pusă de așa. A. Minus 8, minus 7, minus 3. Minus 7, minus 3. Da? Tot cu minus 8. Minus 6, minus 4. Așa. Minus 8, minus 5. Aici nu mai merge. Nu, că nu sunt. Minus 5 nu e de două ori. Ba da, dar pe 5 nu pot să scriu ca 2 și 3? Minus 5, minus 2, minus 3. Minus 2? Iată că o idee s-a descris. Este fantastic. Abia minus 2, minus 3, da? Minus 2, minus 3. Da. Ce vreau să spun? Că nu astea sunt fixate. Da, mai că iată la rândul pe minus 3, eu ăsta poți minus 2, minus 1. Minus 2, minus 1. Deci rămâne o problemă deschisă, că avem foarte multe variante, dar m-ar interesa pentru data viitoare să le numim. Bine. E superb? Este superb. Să le numere? Da, sunt foarte multe variante. Da, foarte multe ori variante, dar pe mine mă frământ acum problema asta. Exact ca la loto. Și, care vine, cum vine acolo? 6 din? 49. 6 din 49. Da? Așa, 6 din 49. Știi câte sunt acolo? Sunt atât de multe încât nimeni nu și-ar putea propune să le cumpere pe toate, că ar costa mai mult decât întreaga sumă care s-ar putea câștiga. Așa și aici. Vreau să le vezi așa, pentru că pare să fie o problemă deschisă, interesantă. Păi atunci putem să scriem și pe 9 ca ceva, și pe 8 ca ceva, și pe... Păi bun! Dar eu spun să le lăsăm pe astea de bază și până jucăm aici până le topim, pe urmă ne ducem... Înapoi acolo și le scriem minus și 7 în față. Și... Că poate să scriu și pe 9 ca 6 minus 3. Da, să nu fie 6 de două ori. Da, atunci la prima, la 9 minus 7 minus 2, pot să scriu ca 6 minus 3 minus 7 minus 2. Sigur că da, sigur că da. Deci avea de lucru aici, nu? Da.
Multe lucruri. Da, ca să-ți faci o ordine, zici încep așa, cu 9, după aia cu 7, 9, pe urmă cu 8, cu 7 și vezi pe urmă dacă nu cumva dai peste una deja scrisă. Suntem fericiți pe momentul ăsta. Ah. Pentru că am deșurbat, am pus pătrunii mai mult decât ne cerut autorul. Da? Deci ne-am deschis noi o nouă problemă. Ce ne-a venit nouă asta? De ce? Pentru că la matematică chiar asta e foarte frumos. Pentru că avem cu plus și minus, plus și minus. Plus și minus. Și avem și varianta asta. Deci, ce să avem? Două etape. Deci punctul B a presupus mai întâi să vedem diferența și cum o putem construi prin numere diferite. Da. Bun. Apoi la 5 vom scădea minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, plus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10. Sigur că da. Fiind 5, numai ăla trebuie să rămână. Da. Păi la minus 5 nu se... Ca să fie rezultatul minus 5, păi dacă le scădem pe toate, ar rămâne... Păi aici cum ai spus? Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Păi, și nu da. A, dacă minus 1, minus 2, egal cu minus 3, minus 3, minus 3, egal cu minus 6. Sigur că da. Deci din 55, din 55 să rămână, verzi câte perde, perdem pe 50. Și ce să rămâne cu 5? Deci perdem pe 50-ul. Da. Adică 50-ul, ce-i dau de minus, deci când sunt toți cu plus fac 55. Când într-o cu minus fac minus 55. Și dacă eu umplu toți cu minus, fac minus 55. Păi aici e faza, că nouă ne trebuie 5. Păi dacă îmi întorci relația 10 plus minus 9 plus minus 8, putem? Ca ordine, doar adunare comutativ. Putem scădem din... Nu. Dacă luăm și ne uităm așa pe zi, știu că am să ne schimbăm, o să ne iau veșnicie. Hai, dar trebuie să găsim un algoritm. Deci, punctul C pare să fie foarte interesant. Păi ar trebui să am minus 50, nu, că... Mi-ar fi trebuit minus 50 plus 55. Minus 50 plus 55. Da. Dar n-am. Deci n-ai plus 55, nu? Acolo mai sus, pe 37 din 55, cum ar fi fost, am scăzut pe... am văzut diferența și am văzut 18 și minus 18 acela, l-am văzut în fel și chip scris. Nu, că ar trebui să realizez într-un fel minus 55, nu. Aș putea să fac, dar nu iesă. Măcar dacă eram de la... Dacă eram de la 1 la 20. Bine, de acolo. Dacă erau 2 șiruri de 55, abia atunci reușeam să fac. Și totuși noi reușim, că suntem cu proful, la proful online și ne concentrăm foarte tare și trebuie să reușim. Trebuie să observăm că 1 și cu 10 fac 11. Da. Dar 2 și cu 9 cât fac? 11.
11. Păi dacă aș lua un minus 1 și un minus 10 și cu un plus 2 și cu 9, nu s-ar anula ăștia? Ba da. Deci îmi trebuie să anulez perechi perechi. Păi dacă ne gândim așa... Păi dacă am face așa și am ajunge ultima pereche, 5 plus 6. Am avea ultima pereche, 5 plus 6. Câte perechi facem noi când adunăm așa? 5. 5 perechi. Dacă am face doar 4 perechi, am rămâne cu 11. Și dacă am face 6 în minus 5, ar da 1. Dacă mai facem grupe doar de câte 3, rămâne cu 22. Grupe de câte 3. Și de exemplu pierdem grupele 1 plus 100 și 1 plus 10 și 1 plus 9. Mi-ar rămâne 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 grupe. Hai să mai facem foarte bine tot în șurubeți, dar ne gândim așa. Câte numere avem la 1 la 10? 10. Dacă ne-am gândit la grupaje 2 câte 2, 1 cu plus și 1 cu minus, să dea ca rezultat 1. Păi atunci ar trebui să fie 10 minus 9, 2 minus 1. 10 minus 9. 2 minus 1. Adică minus 1 plus 2. Iată, minus 1 plus 2. O echipă. Minus 3 plus 4. O echipă. Care dă 1. Minus 5 plus 6. Așa. Minus 7 plus 8. Minus 7 plus 8. Minus 9 plus 10. Minus 9 plus 10. Și 5 de 1 egal cu 5. Egal cu 5. Foarte tare. Foarte tare. Deci, David, hai să spunem ce la matematică care să zice. De ce e frumos la matematică? Pentru că te-ai pus în situații de astea parcă inedite. Da, și la un moment dat afli o soluție foarte ușoară. Și parte îți vine să putești de bucurie că ai reușit să pătrunzi. Deci, eu ce-am... Hai să pătrundim în mintea mea acum, amândoi. Deci eu tot am... E prima dată când am citit Righeștiul, să știi, ca și tine. Da? Ești convins de asta? Da. Convins. Vezi așa. Tehnica asta care am avut-o mai devreme, cu 55 și că sunt de are 37 și pierde pe 18, n-am mai dat roade. Ea ar fi într-un fel așa, dar cum pe 5-ul ăsta să-l scrii? Să scrii 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Hai că așa ar fi. Pe plus 5-ul ăsta, hai să mă duc așa spre el. Da? 1 plus 1 plus 1 plus 1 5 ori. Și clipa asta zice, stai o clipă, dar el sunt 10 numere, și în jumătățit îți dau 5 perechi, atunci ele trebuie vecini, unul așa și unul așa. Ai înțeles acum cum am frământat eu ideile? Deci în felul ăsta am gândit. Între timp, nu am țâșnit pe la pe ideea asta. Am făcut tot felul de... încercam eu așa, nu. Vreau să las pe 5 ori la liber cum vrea și tu. De ce să nu recunosc? Să-l lasem în fața camerei. Dar ce mă fac cu 6? Cum să-l consum pe 6 și cu 4? Nu se echilibrează? Nu. Atunci a fost ideea. Știi, uite așa. Așa suntem față unei probleme. Mergem, intrăm în problemă, întuneric. Nu știm. Banii lovim din colțul și fonerul de aici. Ba din partea cealaltă. Și deodată, ce căutăm noi, practic? Trăbătorul. Și mai găsit trăbătorul, s-a făcut lumină. Asta e super. Așa e la matematică. Da, asta e la matematică. Și acum, dragule, s-a atacat problema. E soluții unică aici. Da.
Nu mai există niciodată. Ne certăm cu oricine. Aici. Plus 1, minus 2. Plus 1, minus 2. Șmecherii. Te-ai prins din ce? Ți-ai făcut rost de minus 5 ca fiind minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, da? Da. Foarte tare. Foarte tare. Deci 1 minus 2. 3 minus plus 4. 3 minus 4. Plus... Îmi generează un minus 1. Da. Aici generează un minus 1. Plus 5 minus 6. Plus 5 minus 6. Plus 7 minus 8. Plus 7 minus 8. Plus 9 minus 10. Plus 9 minus 10. Foarte tare, foarte tare. Minus 1, minus 1, minus 1. Și face pe minus 5 ăsta. Super, dar problemă. Ba ieșel acum, dacă faci și pe ăsta, suntem chiar tare. Păi, noi știm că am reușit să facem cât este 18. De eu, nu? Deci de e. Da. E vorba să fie egal cu cine? Cu? Nu, 19. Minus 19. Minus 19. Noi știm că minus 8 este 9 minus 7 minus 2 minus 1. 19 minus 7. Deci rezultatul să fie minus 19. Da. Ce ar trebui ca din 55, facem mai întâi 55 minus 19, aflăm rezultatul și după aia trebuie să facem rezultatul. Adică într-un fel facem 55 minus 19 și numărul care ne rezultă trebuie să-l compunem ca să ne dea rezultatul. Vreți să fac moșe la roate? Adică nu, pe tot la necredinciosul, tot, sau n-am... Eu n-am priceput. Mai explică tu o dată, deci, am 55. Într-o problemă la 55? Rezultatul adunării. Bun. Eu știu că rezultatul... Deci am descăzut... Nu. Numărul din care trebuie să scad. Îmi lipsește X-ul. Și rezultatul e egal cu minus 19. Ca să aflu X-ul, trebuie să scad din 55 minus 19. Și pe aia compun din numerele mele. Mai vreau mai pe înțelesul. Mai pe înțelesul meu, că eu înțeleg mai greu. Deci, întrebarea este, ca să dea rezultatul minus 19, dacă ar fi toate cu minus, cât ar da? Ar fi toate cu minus 55. Minus 55. Și ca să rămână doar... minus 19. Așa. Din minus 55 trebuie să scădem minus 19 și ne va da un număr. Acel număr trebuie să-l compunem din 1, 2, 3, 4 până la 10 și să ne dea... Cu ce fel de semne? Minus. Cu plus. Cu plus? Pentru că dacă am minus 55 trebuie să mai adun... Asta e. Deci... Nu vine așa? Ba da. Păi numărul este 36. Minus 55 plus 36 egal cu minus 19. Așa. Și pe 36 ceva, trebuie să vedem descompus. Da, da. Mi-a trebuiește minus 55. Minus 55. Repetă. Și trebuie și minus 36. Nu cumva asta trebuie plus 36? Ba da. Trebuie plus 36 și minus 55. Și minus, dacă toate ar fi cu minus... Ar fi ușor. Facem efort acum. Aș putea să duc toate... Ne sprijinim unul pe altul. Da. Deci dacă ar fi aici minus 1, minus 2, minus 3, ar fi minus 4, minus 10, ar face 55. Mi-a pe linii 55. A facit minus 55, da? Așa. Da. Mi-a de aici ar trebui să scot din minus 55 36. Adică să adun o
parte din numere ca să am rezultatul 36. Deci 36, da? Că 36 și cu 19? 55. 55, da? Da. Deci, practic, din ele, ar trebui să fie cu plus 36. O parte din ele da. Se facă cu plus 36. 36. Și întrebarea este... Care sunt acele numere? Așa. Sau altfel spus... Păi deja știm. 1 cu 10, 11, 2 cu 9, 11, 22, 3 cu 8, 11, 33 și nu mai trebuie 3, dar n-am 3. Nu, 1 cu 10, am o pereche de 11. 2 cu 9, încă o pereche de 11, am 22. 4 cu 7, am 33. Plus 3, îmi dă 36. Foarte tare. Și restul se luăm cu? Se luăm cu? Cu minus. Minus. Și în total, adunarea aceea va face așa, da? Da. Deci, cum ai spui tu? Deci, minus 1, într-un fel, 1 cu 10. Deci, cu plus, da. Asta, 1 și cu 1 plus și cu 10. Da. Plus 2. Plus 2, plus 9. 9. Trei o lăsăm. Trei o lăsăm pentru că o să avem nevoie de el. Deci plus trei, trei cu roșu. Da. Trei cu roșu, adică e cel care te încântă pe tine foarte tare. Da. Plus 4. 4 cu? Plus. Cu 7, nu? Da. 4 ăsta și da. Plus 7. Dar minus 8 să fie. Da. Și o să am... Și o să fie minus 6, minus 5. Și acum va veni minus 6. Minus 5, minus 6. Minus 5. Minus 6. Minus 5, minus 6. Minus 5, minus 6. Și socoteala asta, spui tu că face minus? 19. 19. Oare așa să fie? 5 plus 6 plus 8. 5 plus 6 plus 8 vine 19, vine 36 minus 1000, deci 36 minus minus 19, nu vine. 36 plus 19 minus 36 plus 19 17. Trebuie să facem minus 17. Deci o să fie minus 36 plus 17. Asta poate să ne iasă, minus 19. Deci minus 36 să fie. Deci tu aici... Asta e gata, dar să sunt sigur, 100%. Minus 36 plus... Plus 17 și ne dă minus 19. Facem minus 19. 19. Acum... Nu ne trebuie... 17, ăsta din cine se compune? Dintre numere diferite. Da. Păi 5 cu 6 ne dă 11. Nu, nu pot să iau 5 cu 6, pentru că mai pe aia îmi trebuie 6. A, dar minus 3, 6 ăsta, îl poți construi, cum ai zis tu, băgându-le minus, minus, minus. Da. Minus. Și la plus 17 celălalt. Da, da, plus 17 nu o să iasă. Ia să vedem. Deci 3, 6, din cine am? Minus 3, 6. Nu, nu ne dă bine, nu, profesor. Pentru că o să am minus 5, minus 6, o să am 5, 6 și 8. Și mi-a trebuit să fac 17. Dragule, hai să nu, eu vreau să fructific ideea ta. Deci minus 1 cu minus 10. Da. Minus 2 cu minus 9. Da. Plus minus 3 de aur. Minus 3 de aur. Da.
Și plus 8. Plus 3 de aur, da. Da, și plus 8. Și cu minus 8. Nu e plus? Minus 3. Dacă pun minus 8, e plus 8. Minus 4 și cu minus 8. Nu, minus 4 și cu minus 7. Ca să facă minus 3 și 6, dragă. Deci minus 4 și cu minus 7. Și e plus 8. Și plus 8. Și 5 și 6 cu plus. Da, dar nu ne dă. Ia să vedem. Pentru că o să fie minus 5 și 6, 11 și 8. 11 și 8, 19. Asta vreau să vă spun. 5 și 6, 11 și 8, 19. Trebuie să găsim minus 17 să-l facem și minus 3 și 6 din mai... Păi pe minus 17 putem scrie ca 1 cu 10 și 6. Deci plus 17, din ce noi putem face noi? Plus 7. 1, 10 și 6. 1, 10, plus 10, plus 6. 6. Și ne rămâne 2, 3, 4, 5, 7, 8 și 9. Așa. Deci, 5 plus 3 plus 4, deci, 5 plus 7, cu 9, 5 plus 5, 10, 9, 17, 27, nu ne dă. Nu ne dă. Nu ne dă. Nu ne dă. Hai să ne organizăm din nou idei. Deci, noi vrem să dăm, să obținem rezultatul minus 19. Asta înseamnă că ar fi fost minus 55 dacă ar fi fost toți cu minus. Da. Mai sunt și o parte cu plus. Dar acel cu plus, trebuie să înțelegem că el din minus când se transformă în plus, ia dublu valoarea sa. Da, asta e. Da? Deci face dubla valoarea asta. Cu alte cuvinte. Dacă vedem un minus 4, care era pentru 55, minus 4 acela, și l-am făcut plus 4, de fapt, din suma aceea, s-a scăzut din minus 55 un 8. Nu vine așa? Cum? Deci vreau 55 și... Ia uite așa, hai să luăm așa. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9 și minus 10, da? Care face minus 55. Da. În clipa în care îl băgăm plus 9... Plus 9... Suma asta... Nu scădem din 55 pe plus 9. Că suma asta nu mai este ca înainte, când era cu minusul ăsta disos la minus 55. 55 minus 18. 55 minus 18. Minus 18. Da. Sau 55 plus 18, cum ar fi. Deci face... Da. Hai că putem face suma asta cât face. În condiții în care punem plus 8. Deci când am zis plus 9, plus minus 9, face minus 55, da? Da. În varianta, hai să luăm când vine mai ușor cu 1 ăsta. În varianta care am plus 1, minus 2, plus 3, plus, sau minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, face cât suma asta? Dacă acolo ar trebui să spun minus 1 în față la 1? Tocmai. Pe minus 1 l-am luat cu varianta cu plus 1. Păi ar face... Mariu ne poate ajuta. Ești atent, Mariu? Nu, 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 nu,